Stai că mi-a morțit piciorul. Ridică-te un pic. Voi tot l-ați terminat? V-ați pățăit toată noaptea și acum tot pe coțeală? Păi ce să facem, mă, mârlane? Nu ne-am văzut noi de mult. Dar vă gândiți și voi că sunt alții sensibili la chestii de-astea? Da? Da. Ah, iartă-ne, binefăcătorule. În loc să vă scuzați, mai bine o face și voi, pe mutește. Cum adică pe mutește? Cum făceam eu la pușcărie? Cum îi auzeam eu pe alții că făceau la pușcărie? Trăgeau pătura în cap și pe mutește nu s-auzea nimic. Vreți să vă arăt cum să face? A, nu, mersi, nu. Atunci poate lui. Nu, lasă că ne descurcăm noi, stai liniștit. Atunci poate vă fac eu frumos un program, un regulament, cu ore de somn, de mâncat, de coțăit. Măi, tu poți să faci, dar șeful meu te plătește așa. Păi, șeful tău, care e și al meu, mi-a dat ordin să am grijă să nu te vadă pe tine să te priză știi tu cine. Așa că când stai aceea în casă, eu sunt măta, eu sunt tactul și faci ce spui eu. Ne-am înțeles? Da, mami. Așa mă gândeam și eu. Ia zi, vrei să-ți ai trei cincoci? Că primit și gata. Wow, fii atent aici. 1, 2, 3, 4, țic, îți peste tine! Te bucur de-n pom. Mă, dar știu cu te călărește Grațiela, nu? Și nu, pune dragă alături. Tot una, două te cocoți, e lângă. Nu e. Mă, voi de când ați mai ieșit pe holuri? Da-ți dimineață, șef, de când am venit ră. Dar nu ne vedem capul de treabă la câte dosare avem. Că am ieșit mai des, să știți. Se vede, mă, să știți că se vede. Potoliți-mă! Când vorbește șeful? Bă, voi știți ce mi-a zis o bătrânica din aur? Ce-i satană? Scuze, m-a pus în piele ei. Ce-ar fi putut să spun o bătrânică când avea oi cu matale, care... Comentez mult și prost, ca de obicei, Chiorete. Am înțeles, te. Mi-a zis că mai repede s-ar lăsa violată decât să vină la noi la secție să depună o reclamație. Și că e mai rău ca la pușcărie. Ei, hai, șeful, că exagerează. Da. Da, exagerează. Ei, m-am uitat și eu de jur împrejur și ce credeți? Are dreptate, băbuța. Mai lăsați dosarele astea cu nu te supăra, frate, cu țintar, cu șah, cu ce mai jucați voi și puneți mâna și faceți secția asta să arată mai prietenoasă, mai apropiată de petenți. Știu eu, șeful! Uite, vopsim pereții în culori mai vii. Uite, de exemplu, aici ar merge un roz deschis, a? Un roz deschis, roz bombon în dunge, a? Asta o să o facem când o să primim fonduri de la centru pentru reparații, pentru decorațiuni și așa mai departe. Momentan puneți mâna și aranjați birouri, ștergeți praful, da, atăpara instituție. Da, șef, o să aranjăm birourile, punem ghivece cu flori la ferestre, șeful, că verdele natural încântă ochiul. A? A? Bun, o idee era Grațielo. Cu ce bani vrei, că la bugetul pe care îl avem nu ne permitem a lua nici ghivece goale. E, dacă mă scutiți pe mine de turat de noapte, vă fac eu rost de tot. Bine, mă, bine, orice bani economisit e foarte bun. Hai, la treabă, Grațielo. Hai, la treabă, șeful. Hai, mă, îmi convins tu pe șeful, dar-ți vedem de unde, dragi Damian, iei tu ghivece cu flori. Doar te-ai gândit să organizezi o acțiune comunitară în folosul poliției. Nu, dar nu-l avem, mă, pe Paliu, că doar noi l-am angajat la primărie pentru un salariu minim, nu? Păi, cu ce dragi Damian ne ajută pe noi treaba asta? Pe ce, Paliu e florar? E bambina? Nu, dar lucrează la gradenele cu flori. Și în ritmul în care schimbă primăria florile, nu trebuie decât să-i spunem lui Paliu să le aducă nouă, în loc să le arunce. Și le plantăm pe flori acelea în parchet? Nu, mă, Chiorete! Îi dau ghivecele alea pe care le-am confiscat din piață, goale, el plantează florile în ele și ne le aduce aici la secție. Și așa scap și eu de tura de noapte. A? Ba, picioarele, că nici o pactură, doamnă. Cam o idee cum să scap de ele. Hai, mă, că tu ele ai. Mă fur scârbă!
Când dragi la mine, a ajuns aproape de finish, mă, că erai calarea asta, pe lângă mine, dă-mi țăjină, ciorditoare-o. Ai, vrei să stau mai pe tine, a? Stați, că ne aude scârba. Hai o dată cu alunele alea. Gata, gata, gata. Hai, că am să vă fac o comunicare deosebit de importantă. Ia fiți atenți aici. Am ceva deosebit de important pentru voi. Ce e asta? Regulamentul. Păi ce credeți că glumesc? Hai, luați de cetiți. Și trebuie să respectăm toate articolele? Nu, dacă nu vreți să stați aici. Articolul 7. Trebuie să strângeți toți rahații din gradene. Stai, care rahați? Produși de câinii de pază. Trebuie să ne punem pe bune cu poliția comunitară. Dar cum adică să ne ducem așa prin parc și să strâng... Dar ce treabă avem noi cu câinii? Corect. Voi n-aveți treabă, dar eu am. Să nu mai stea poliția comunitară, mă trebuie toată ziua de acte, că n-am un domiciliu stabil. Așa? Că mă împrietenesc cu ei dacă strânge rahații. Ziceți mersi că îmi vă trimit la poliția călare. Sau la grădina zoologică, să vezi elefantul. Stai, lasă că ia tu încă... Mai fac și o mișcare. Mârlane, cum să spălăm pardoseala zilnic? Cu cârpa, în patru labe. Și aveți grijă că vreau să iasă lună? Ca sectoarele pe care le făceam eu la pârnaie. N-ai zis că vrei să uiți de pârnaie? Vreau să uit de pârnaie, dar de curățenie nu vreau să uit. Așa m-am învățat, hai. Stingerea că mâine la prima oră sunteți cu cârpa pe sectoare. Și citiți cu atenție, că dacă nu, am zis citiți regulamentul. Luați-o de la articolul 61. Nu vă atingeți de alunele mele. Ferestrele spălate, călcate, apretate și dezinfectate. Nu staționează nimeni pe hol, la baie, la frigider și în unghiul mort. Îmi pregătiți micul dejun dimineața, la prânz și seara. Câtă treabă ai? Nerespectarea acestui articol menționat mai atrage de la sine câte 10 bucăți la palmă cu centrul Riglei. Bună, grații! M-ai chemat? Ah, bună! Da, mă, te-am chemat că avem nevoie de ajutorul tău. Știi, avem ordin să punem ghivece cu flori la toate ferestrele din secție. Și mă gândeam că, oricum noi nu avem buget, să ne ajuți tu cu florile pe care le aruncă primăria, știi, când le scoate. Da, normal, pentru tine fac orice. Cam câte ghivece? Păi cam 30, așa cred că ne ajung. Aha, dimineața la prima oră o să vin cu florile. Îți aduc vreo 40 de ghivece, ca să fii tu mulțumită. Mulțumesc, frumosule! Uite, vino încoace, că am ceva să-ți dau. Uite, sacul ăsta e cu ghivece goale. Da, da. Uite aici, nu aici, mă, ha, pe sac. Pa, frumosule! Ia! Treci. Dar dormi tu jos. Cum să dormi eu jos? Să dormi tu în pat cu Hasan? Mă, dar ce tupeu ai? După ce că te-am primit în camera noastră? Da, și cine l-a convins pe Mârlanu să ne țină? Cine? Dar ce, eu nu l-am convins? Da, dar am și dormit cu el. Bă! Bă! Da, ce? E articolul 14. Articolul 14? În celulă se vorbește în șoaptă. Șoaptă? Șoaptă? Eu dorm în pat. Ba și eu. Ba eu dorm. Pleacă de aici. Da, eu dorm. Pleacă foto de aici. Eu te cădă și jos. Pe oră. Băi, ajută-mă. Jos. Ajută-mă, măi, Tolomas. Mică lăune, stai un pic să... V-am dat mici dormi, a fost de tine. Te-ai întors la mine, gata, nu mai ești cu Sofica? Au, măi, nebuna asta, iar îl visează pe Van Damme. Ce să-ți fac fata dacă n-ai știut să-l ții? Acum pleci degeaba. De la ea, e simțită. Bine, ne vedem mâine. Mai plecați, mă, că m-ați dădut și de tot, lăsați-mă în pace.
Pleacă femeie de pe capul meu! Scuze, dormi liniștit. Hai, dormi înapoi. Nu, mă, nu mai pot să dorm, că trebuie să mă trezesc, să mă duc la muncă. Dar ce ești, mă, păcăliciu, secție, n-ai fost în tura de noapte? Am fost și ce dacă. Că hoața aia de Grațiela s-a aranjat cu șeful, înțelegi? Aia, mă? Da. Așa rău a ajuns Matescu. De fapt, nici nu mă mir ce vorbesc. Nu, mă, că nu se culcă cu el, Doamne ferește, ce ai înțeles tu? Da, ce a promis că aduce niște ghivece cu flori și gata. Nu mai face de noapte, madam. Ghivece cu flori? Dar ce e, mă, acolo la voi, grădină botanică, ce e? Nu, mă, ci că arată secția ca o pușcărie și să aducem niște flori, să o mai înveselim, să o facem prietenoasă cu cetățean. Mm-hmm. Da, lasă că mă împrietenesc eu cu ea. Iubire, ridică-te mai repede că vine nebunul și te vede că nu ți-ai făcut sectorul și te dă afară, haide! Hasane, nu vă să mă mișc, sunt țeapănă, m-a tras curentul. Pe cine mă pe mă, că sigur te ocolea. Băi, tu te dai bolnavă să-ți fac eu treaba? Hai, mișcă-te mai repede că eu nu-ți fac treaba ta, haide! Ia uite, care v-a să zică așa, madame Emma, domnul muncește și mă tărut să stai cu flageta în sus. Bine. De la flagnetă ți se trage. Vezi, mai coboră un pic. Și să strâng toți răhățeii. Nu mai pot să mă aplec. S-a mort-o. Nu, Mârlane, nu minte, chiar a tras-o curentul, că am deschis eu geamul peste noapte. Ce-ai făcut? Ce-o? Mă, mă, ești tine un aretul. Păi, dar mi-era cald un pic, așa. Ce-era cald? Cald. Marș afară. Hai, mă, Mârlane, te rog eu, că afară stă să plouă și mă închilozesc și mai tare. Uite, îți promit eu că spăl dublu când îmi revin. Și eu promit că învăț regulamentul ca pe tatăl nostru și îngerașul meu. Amă, ne lasă, stăm înăuntru. Uite, și mă trăim prin living, îți fac masaj. Aha, pe tine, de ce te-ai dat afară? Am încălcat articolul 45. 45? Nu deschideți geamurile noaptea. Are fobie la păianjeni. Hai, mă, Mârlănele, deschide-ne, mă, ușa, ajutor, turcii ne înconjură, hai, mă, te rugăm! Hai, mă, Mârlănele, bă, că tu ești un bun, mă, te rugăm din suflet! Doamne, pleacă-mă de acolo, bă, asta face pisul trădafirul, Mârlănu! Băi, ce cu jefra asta ești, mă, alcuie! Ei, un maidanez din parc se ține după mine, crede că-s mama lui! Hai, mă, mămică, mă, pleacă-mă de acolo, mă! Stai, mă, fi și mamia mea un pic! Da, da, căruciorul, că nu poți să-l lasi aici, că e pe inventar. Lasă-mă că ți-l trimit eu la primărie după ce termin aici. Da, ia, stai așa, uite, asta e inventarul. Ține-i, mă, tu te iau ciocolat. Hai, ce drăguț să-mi iau eu ciocolat. Hai, papaneț, haide, dacă au venit florile. Da, ce frumoase sunt. Lasă că-i duc eu căruciorul să nu-l plătească, bietul băi. Da, am închis-o, ce duște. Fuf. Pune câte trei la fiecare fereastră, știi că trei e cifră magică. Sfânta trei e inimă. Lasă-mă că pune și patru, că avem destule. Aaaa, unde-i căruciorul? Cine a luat căruciorul de aici? Hai, mă! Măi, Grațiela, de ce mă deranjezi, mă, dacă n-ai rezolvat problema? Unde-s florile alea? Băi, aici erau, deci... Adică tu mă faci mincinoasă, nu? Băi, nu te fac, dar ce-am făcut? S-au evaporat sau ce? Dar cineva le-a luat, mă, deci... Mama, deci cred că numai Chiorete face asta. E mâna lui sigur, că asta era și ideea lui, să mă
știu, dar știi ce? Mă deranjez când rezolv problema. Nu mai... Hai, dă-i drumul, că ai promis flori. Mama, ai apăsat, tu vezi că acolo nu s-a luat? Ce pui? Hai, hai, mai cu gheață, mai cu gheață! Aveți grijă, că e ultima șansă pe care v-am dat-o. Măi, șefule, dar nu putem curăța toată casa până la prânz. Băi, nu putem? Ba, putem, urlane, putem, că o să nu putem. Păi, mă... Taci! Du-te liniștit, că o să lucească totul când te întorci. Așa mă gândeam și eu. Bravo, hai, ridicați! Iubire, și dacă chemăm armata, nu terminăm până la prânz. Și ce vrei, iubire, să facem? Să dormim în boscheț? Nu ai auzit că o să plouă și la noapte? Aia, pune mâna, că poate vine ăla cu gagicile și nu se uită, nu verifică. Lustruim doar aici, să-i luăm ochii. Da, să-i iau ochii. Hai! Nu mai pot! Dar ce, eu mai pot? Baba era mic copil pe lângă bestia asta. Dă-i seama dacă am ajuns, o regretăm pe babă. Ce-ai făcut, mă? Ce-ai nimic, făcut? Am stat cu păi, fondul, mă. Bun, oprește televizorul, că ne dă ăsta afară din casă, știi că n-avem voie. Păi nu se închide, nu știu ce. Oprește, bă, oaf, mă, bă, scoate din priză. N-are priză, că-i pe baterii. Mă, stai. Doamnelor și domnilor, întrerupem programul nostru obișnuit pentru o știre de ultimă oră. Un temut interlop a făcut o crimă dublă și e dat în urmărire generală. Criminalul are mai multe locuri unde se poate ascunde. Populația este sfătuită să nu intre în panică și să colaboreze cu autoritățile. Călăul din Bergen. Asta mai trebuia să vină și ăla aici. Ce mai de desrâmb? L-am cunoscut îndeaproape. Ah! Adică? Am fost prieteni. Cumpăram săpunuri de la el. Hai încă delirez de la cap, treci și șterge. Da. Băi, paliule, unde ai dus tu, mă, florile alea? Aici. Unde, mă, aici? Că eu le-am găsit acasă, la mine, în fața apartamentului. A, nu, alea-i altele. A. De la tine pentru mine. Da? A, de la mine pentru tine, da, da. Aoleu, fii atent, fugi repede la mine acasă, adu-le aici, că vine Mateescu acum și nu le vede. Hai, mai repede. Bine, mă, mă duc. A, e din lemn. Aoleu. Ce faci, Chiorete? Mă-ți să iau mici. Vrei și tu? Tot și ai zis să-ți iau? Răsturnarea de situație în cazul călăului. Ce frecați, babeta! Sursele noastre de internet relatează că temutul criminal a fost prins. Dar iată că primim vești de ultima oră. Tocmai a evadat acum 5 minute. Vă reamintim că acesta are mai multe locuri unde se poate ascunde. Revenim cu mai multe detalii. Păi nu-l chemăm aici să stea cu noi? Iauzi, mami, tati, se mută călăul cu noi aici. Să vadă în ce condiții ții tu mâna lui dreaptă. Aha. Ce vorbești, nu chem niciun căl... niciun... Ce vreți ca să nu-l chemați încă? Și aștept la poarta închisorii. Vine ziua liberării! Vine ziua liberării! Ce faci, Bărlane? Ce? Nu se vede? Păi asta nu trebuia să o facă ea doi? Regulamentul? Ba, da, da, a intervenit o mică, mică schimbare. Păi și ea ce face? A, faci de cu somn. Am-i greu. Unde? Stai că o ajut eu acum. Alarmă! Alarmă! Alo, nu trebuia să stăm aici pe rând? Ba da, dar s-a fudat toaleta și pericol de epidemie. Hai, păsătoare, mișcare, ce stați? Zic! Zic! Dus florile la trâns acasă, în loc care pune la noi acelea în sețioară, la cearșa, la gherghef. Pă unde, cum spune vrea la aia de bate ploaia? Pervaz. Așa vre, în loc să le puie pe pervaz, când vine pe tent, să rămâie cracănat, să-și facă... Nu-i adevărat, șef! Florile alea mi le-a adus mie, Baliu, acasă. Cele din secție au fost furate și pot să dovedesc asta. Lăsați-mă, șeful, să prind eu hoțul, că sunt sigură că asta e mâna lui Chiorete. Ce? Nu se jene la obrazul lui Dumă? Păi ce
sân? Ai, bre, șefu, nu aveți cum faci, cum dă de încoarț în coarț. Ne prostește în față. Îmi au știu cu urechile mele când cea lui Paliu. Du-te și adu florile de la mine de acasă. Băi, da. M-am zis, mă, fi de ce m-am trebuit? Mă, băi, stai, 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 stai să spun ce am de spus. Nu, stai. Ești suspendată până prins hoțul și ești în anchetă. Și cu banii tăi o să plătești un alt transport, să nu ne zic că ea de la centru că am băgat mâna în banii de la stat. Hai! Hai! Oh. Hai, du-te acum și bate-l pe Paliu, ieși! Paliu? Da! Oh, ce-mi face și pe la mor! Ăsta e război psihologic. Ne-a mirosit că suntem soapi și acum ne joacă cum vrea el. Crezi că dacă plusăm acum... Trebuie, Hasane, trebuie! Tu n-auzi cum închioare mațele! Pe de altă parte, Mărlane, dacă totuși Călău hotărăște să vină aici, așa, din propria inițiativă, o să vrea să folosească și el baia, că de eu. Și dacă noi îi spunem că băița ta e mai frumoasă, cu cine crezi că o să vrea să facă baie? Bă, nu cred că o să-l trăzniți. Ia încearcă-ne. Să vină el Călău aici și-l ghidezi eu spre băița ta. Bine, mă, gata, stați niștiți, vă fac eu sandvișuri. Ne, lasă că facem noi sandvișurile. Tu continui ce-am început. Hai. Ce-am început? Ia uite. Bă, puteți să trageți măcar apa înainte? Dresiți! I-a scos ochiul. Băi, Paliule, trebuia să faci un lucru simplu, mă. Trebuia să iei florile de la mine de acasă și le aduci aici. Da, dar n-am ajuns la tine acasă. Băi, de ce mai băuși, te-ai rătăcit? Nu, m-a urmărit cineva și m-a închis în canal. A parcat mașina peste capacul meu. Mamă, lasă-mă, mă, că nu țin astea la mine. Și cum te-ai apărut iar aici, ha? Păi nu cunosc eu canalele, am ieșit două stații mai sus, da. Asta a fost Chiorete, câine, ce e mâna lui, mă, asta a făcut-o doar el. Chiorete se dă cu parfum de femeie? Are și țâțe? E gaolo! Mureai dacă lăsai să facă el sandvișurile în locul nostru? Mai, acum se bălăcește în cadă. Mai tare. Păi nu mai avem niciuna tu. Mărlane! Mărlane! Ce mai vreți, bă, ce mai vreți? Că m-a ține bunit de cap toată ziua. A, nimic. Auzi, ăla este săpunul cu care o să se spele Călău, cu care face el băița. Da, și o să se spele chiar și uneori pe poponeță. Și atenție, ne referim la săpunul tău de față. Ce vorbești? Interzis, conform articolului 214 din regulament, n-are voie. Ce știi tu ce face ăla la baie? Frecție, până te prinzi tu ai fața plină de bubeca fundului. Ajut! La fix! Da, alo, ce-i cu zgomotul ăsta, Mărlane? Știți voi ce-i ăsta? Un cufăr? Dacă vrei să bagi telefonul acolo, nu rezolvi nimic, că oricum găsesc eu cum să-l caut pe Călău. Nu telefonul, săpunurile le bag. Săpunurile, ca să n-aibă domnul Călău cu ce să se spele. Că așa o să umpli imediat de coșuri și de bube. Și ghițiți cine o să-i stoarcă coșurile după față și bubele după fund. Zi-i, bricule! Hai, dă-te iamă că mă joc în picioare! Hai, pune-le aici și poți să pleci. Gata, ești liber. Hai, mersi. Ce burdăre! Hai, fuște, spală pămâțe, că avem apă și săpun. Bă, hai, ascunde-te repede să vedem cine vine ca să ia florile. Hai, să prinde hoțul. Hai, repede. Te-a prins, deci tu ai hoțul de flori. Hai, la șeful să te vadă. Ce la mate ești? Cu ce vrei să stăpânești toată secția? Ia de aici. Ce-ai făcut, mă, iubii, mai lovit? Am adormit, băi. Băi! Hai să fugim de aici, să nu ne vadă cineva. Lăsă-mi și-mi face, lasă florile, că dai! Este scandal!
Unde ești? Căpri? Ce-i păsiu, tăticule? Hopa! Deci care va să zică e adevărat? Ce? Te-a prins că voiai să fur florile și ai lovit-o. Te paște dosar penal, Chiorete. Să le vre, că nu știu nimic al micuța, nu m-am atizele, să-mi sară ochii de temițe. Stai un pic să se trezească asta mica și o să spui. Eu mă duc să-l completez. Să le vre, fire pesit, măi! Gațeluț! Stai! Nu vă lăsați, ai? Nu, dar tu te lași. Că dacă nu eu pun mâna pe telefon... Nu te mai obosi, bă, limbricule. Ia uite aceea. Ia. Ha. Doamnelor și domnilor, răsturnare de situație în cazul Călău. Se pare că altcineva a făcut crimele și a încercat să dea vina pe Călău. Adevăratul criminal a fost în sfârșit arestat. Ha? Ce mai stai? N-ai zis că pui mâna pe telefon și suni? Sună, mă, să te văd, pe cine mai suni? Da, cine zici, șefule, că-l mai sun pe căcălău ăsta? Da, dar pe cine suni, mă, părlitule? Pe tanti Frosa. Te bag în măta și pe tine și pe tanti Frosa și pe nevastă ta. Să plecați drapa afară de vină, mă! Am ajuns eu care am fost șef de palier, dar ce-ai zis că șef de palier? Șef de pușcărie! Șeful pușcării la pușcărie! Să rămână, tanti! Ia-i de mâncă la rbaba aleșinat. Nu zici că-i tare asta? Ar trebui să mai folosim. Aproape că am leșinat și eu. Dar acum am văzut că nu ești, tanti. Că aia mai slăbiți. Mă, voi știți ce mi-a zis o bătrânică Adina oricând venea la serviciu? Fisurul cu spune? Chiar te comentez mult și prost. Nu, șeful, să trăiți. Nu scap vaca. Nu râd. Nu râd? Bine, Jeane, hai. Ia să te vă mâncățești, bă. Mă, voi știți ce mi-a zis o bătrânică acum cum venea la serviciu? Că ești oră cu flăcări? Comentez mult și prost, Chiar te. Nu prea, dar m-am pus în piele ei. Chiar mi-ai făcut o bătrânică să spună la adresa următoare. Care ești italul? Ce ești? Pur de bubul. Iubire, scoală mai repede că vine nebunul și vede că nu ți-ai făcut treaba și niciun... Bă, ce dracu? Sector. Ce-a fost? Ce-a zis amine, că nu-i salată vine atunci, deci... Putea să trage teama înainte, măcar, mă! Ce are, mă? Ei,
ce are veche e problemă, bandame. Au ținut legătura și ăla i-a promis că vine să o scape din ghearele numărul. La nu, că nu se mai înțelege bine cu Sofica, dar cred că e vrăjeală. Păi și ăsta e motiv de plâns? Bucură-te că ne rămâne nouă dormitor. Nu prea. I-a scris Gogu că Vandame a dispărut. Da, ci că a dispărut în timp ce traversa canalul mânecii spre România. Dar eu cred că a luat-o pe altă mânecă și nu se știe dacă mai e în viață. S-a spus de mine, nu mă mai iubește. Dar nici măcar nu știu dacă m-ai iubit vreodată. Știu sigur că nu e mort. Auzi, dacă aflăm noi că e mort, te liniștești? Da. Ia zi, bă, Chiorete, care-i treaba cu tine, bă-ți? Băi, Ferdi, băi, trebuie să-ți facem mutarea acelea în vilă ca să obții viza de flotant, ca să o trecem în Bolentin, să fie în regulă. Mersi, prietene. Un adevărat prieten, că tu ești prieten, bă. Păi, nu eu ți-am găsit unde să șezi și să nu te mai duci? Păi, nu sunt eu prietenul tău. Nu, nu ești. Măi, Ferdi! Glumea, bă, Chiorete, bă! Bă. Am și eu, totuși, o mică rugăminte la tine. Ia-ți. Tu știi că eu am șat în locuința mea de cirviș, care e o garsonieră. Mică și nu prea e mult spațiu. Dar nu asta ar fi problema. Problema este că pe capul meu șade scârba de Matiescu. Și nu-l mai suport. Vrei să-l scoate? Nu, nu, doamne ferește, ca să-i infracțiune și te duci. Nu, mă, mă gândeam să pot să mă mut la tine acelea în vilă. Că e spațiu suficient, nu te-ar deranja prea mult. Și scap și de scârba aia, să nu mai văz. Am înțeles, mă, vrei să te bași pe Varvara. Păi dacă vrei să te cuplezi cu Varvara, trebuie să plătești, bă, că e sub protecția mea, n-am cum. Nu, Ferdi, că n-am nicio treabă cu aia, mă. Mi-e capul încă la Șofica, deci nu mă interesează altceva. Țar grasa, dracule. Păi bine, mă, dacă nu vrei să stai cu Varvara, unde să te bag? Păi dai afară pe aia doi, pe Ema și pe Hasan. Că ei dați dracu ce răi e ăștia, dacă era după ei de mult zburai, dar cine ad în casă și te ducea iar. Are inima neagră, e plină de mătrăgună. E mai e dracu ca scârba aia de Matiescu. Și e momentul să scăpăm de scârbele din casă, de scârbele din viața noastră. Nu știu ce să zic. Ferdi. Bine, zic. Ferdi. Ce spiritism, fată? Eu sunt psiholog, nu vrăjitoare. Ei, hai că nu e mare diferență. Ce faci, mă, faci vrăjitoare? Adică vreau să spun că tu le spui ce vrei să audă. Iartă-mă, mă, dar nu mai suport pe asta să se zmior, că e toată ziua în capul meu. Păi, nu joc meseria mea. Păi, da, face parte din meseria ta. Tu o ajut să se deblocheze. Așa. Bă, dar să nu afle nimeni. Da? Că-mi pierd licența. Ei... Ce dragă, eu sunt mută. N-ai zici. Nu pot, mă. Am mai încercat să-i domin, dar mereu au găsit ceva și m-au dat la întors. Păi tu te-ai țăcălit? Doar nu o să-i lasă să-i șeadă în casă, mă, ca belferii. Că ăștia te-ar fi aruncat în secunda 2 ca pungul noi, nu ți-am zis? Păi când apare, le zici, dar o brânz, dar pierdem față. Ia faceți-vă, bă, bagajele și plecați, nu, cu o brânz 10. Bă, nu pot, zile tu! Eu, bă, Ema, asta, ia veniți-mi cu acelea, că stai jos aceea. A, sigur hai că da. Hai să avem ceva de vorbit. Aleu, ce e, Ferdi? Vezi? Zile tu, na, că tu ai sânge rece, că ești și polițai. Ce prieten prea iubit? Mâine să duceți să-și facă viza de flotant, așa că voi... Noi ce? Prietene de viață! Voi trebuie să-i țineți pomii, mă! Să-i țineți pomii? Da, că viza de flotant s-o ține foarte greu, să n-ai probleme. Normal că ținem pomii! Nici tu, binefăcătorul nostru! Noi te iubim, ne-ai spus? Puzi! Ai văzut, fraiere, cum te-a făcut? Ai văzut? M-a făcut? Prostiși, mă! L-am făcut pe Caraliu. Deci ăsta vrea să ne ia locul în vilă. Dar nu știe cu cine se pune.
Păi mai repede pleacă el din București decât eu din casa asta. Și cât crezi că o să mai impresionăm noi? No, stop! Trebuie! Altfel rămânem pe drumuri. Vrei să te întorci din nou la Bălegar? Vrei să dormi din nou cu găinile în coteți? Asta vrei? Nu! Poți când o să aibă viza, ce o să facem? Că o să aibă drepturi de pline atunci. Doar nu crezi că o să ne mai lase să stăm aici fără să plătim chirie? De ce nu? Dacă nu reușește să ne spună să plecăm. Ce-a fost, bă, mintea ta să mă arunci pe mine la înaintare? Îi anunțai să-și facă bagajul, să care dracu, dar ce și gata. Nu pot, Chiorete, chiar așa. Păi ei m-au cunosc de-o viață. Pă, mormorocul ăla mic îl știu de la pușcărie și noi ăștia de la pușcărie când ne întâlnim acolo ne facem prieteni pe viață, mă, că așa e durerea și necazul te apropie. Măi, Mărnane, mă, acelea nu-i pârnaie, mă, să fi nevoit să împarți celula cu alții. Bă, renunță la sentimentalisme, mă, fii dur, mă, și le zici verde în față, răus! Nu pot, mă, că mie-mi place verdele și doi la mână când îi văd că se uită cu ochii ăia de viței neprihăniți la mine, mi se taie orice vorbă. Am o idee. Te descurc, haide că te acopăr. Dar să mai aia, mai respiră tu mai mult. Da, mersi frumos, hai că mă descurc. Bună! Bună! Da. Ce m-ai chemat aici? Nu puteam să mergem la cabinet? A, nu, că nu de consult e vorba. No. Teo vrea să te ajute prin metode neconvenționale. Da. O rezolvăm cu o mică ședință de spiritism. Da. Ce tare, facem de-alea cu găini moarte și păpuși din paie? Abia aștept să-l înțep pe trădător. Nu, că eu nu fac vudu, nu. Eu pot doar să intru în psihicul unui parapsiholog mort și să comunic prin el cu spiritele. Așa o să vedem dacă Vandam e printre ei sau nu. Da, o zici tu. Dar ne concentrăm acum, da? Închide ochii, te rog. Hai. Toată lumea? Spirit de parapsiholog, dacă Vandam este mort, mișcă scrumiera. Mersi, spirite. Ești liber. Spirite, nu. Mai stai 2 secunde, te rog. Dacă tot ești aici, vreau să te întreb și eu ceva. Mișcă scrumiera dacă Van Damme m-a iubit vreodată cu adevărat. De fapt, nu. Mișcă masa, ca să fie mai clar. Spiritul. M-a iubit. Nu pot să-l las pe lumea cealaltă fără să nu-i fac un parastas ceva. Ce spirit obraznic, am face exces de zel. Asta ne trebuie să mai rezistăm câteva zile. Că dacă-l tot încurcăm să vorbească, nu are cum să ne zică să plecăm. Mamă, nu că ai gândit-o pe asta. Păi și dacă ne comunică în scris? Păi și ce te știi vios să citești ceva scris de el? Ia poftim! Pulițește! Hai mă, lasă-mă cu tâmpenile astea! Pune-i mă! Hai mă, lasă-mă cu tâmpenile astea! Pune-i mă, că oricum mai am o idee! Hai mă, lasă-mă! Dacă e la fel de bună ca asta... Taci! Alo, Teo! Te rog și eu ceva! Ține pe Varvara la tine! Nu se poate, fată, cum am și eu viața mea personală. Mă rog, aia care e, cum s-o țin la mine? Doamne, te rog, câteva zile, până se liniștește Mărlanul. Dacă crede că s-a mutat, nu se mai leagă de noi. Bine. Of, doamne, cine m-a pus să mă bag în prostia asta? Da. Bună. Bună. Auzi, fată, dar dacă l-ai chemat tu pe Van Damme, nu ar putea el să ne spună ce s-a întâmplat pe canalul Mânecii și cum a murit? Bineînțeles, cum să... Auzi, dar de ce te interesează pe tine chestia asta? E un coșmar, nu poți să dormi din cauza asta sau cum? Nu, fată, dar mă stresează că nu știu dacă încă trăiește sau dacă e mort. Bun, atunci înseamnă că trebuie să te tratezi de obsesie. Yes! Am revenit la meseria mea oficială! Aia de bază. Bun, ia să vedem programări când? Luce folie. Nu știu cam când. Gata, mă, blănele. Cheamă paparudele. Ema! Limbricule, feriți-mi coace, mă, că vreau să vă zic ceva. Dă-le tu ce le dai mie, că te bagă mâna ta, n-am stabilit că tu trebuie să-l arăți ca să pară înștiințarea oficială, că după aia depun contestație. Iată. Ce e, mă, Ferdinaș? Ignes! Ah, 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 ah!
ochi închide. Nu mai văd nimic. Ajut, unde ești? Băi, eu nu mai trebuie să ajung la spital, mă. Mamă, și aproape am fost. Cât pe aici? Numai din cauza ta, încăpățânatule. Ia și pune-ți ăștia la ochi și să nu-i scoți, că te omor. Păi da, mă, dar nu văd nimic. Păi asta e și ideea. Păi da, dar tot nu văd nimic. Dar pe asta ai văzut-o? Mult vorbești. Am că trebuie să o ajut, că trece prin momente grele. Mă gândesc că și eu, dacă tu ai dispărea. Mă rog, ipotetic vorbind, nu că-mi doresc. Păi și acum o să dorm cu tine în pat, nu? Da? Și cu noi cum rămâne? Cu apropierea noastră, cu... cum să mai facem? Mai stau o zi, două, ai răbdare. Că răbdare e dulce, 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 dulce. Îl caut pe Van Damme cu presa. Am dat un anunț la un ziar românesc din diaspora. Poate știu ea ceva de acolo de el. Uite! Ai dat adresa mea? Păi, ca să știi unde să vină, asta în caz că e în viață. Că n-a ști și tu, la vile e Mârlan și sigur îl gonești. Hai că nu te super, nu? Nu te super, nu? Nu mă super, nu? Ești ce să... De ce ții, femeie? Mă, am speriat de tine, de ce ții? Cum adică? Te-ai speriat de mine, dar ce-am? Sunt horror, ce sunt eu? M-am speriat, mă, de țipătul tău de groază. Auzi, păpuneț, mi se pare mie sau tu ești labil, a? Când țipi așa ca muierile. Cine a țipat? De unde ai auzit că am țipat eu? Păi te-am auzit! Măi, poate ai țipat tu în mintea ta și te-ai speriat de acest țipăt. Iartă-mă că-ți spun. Păi și eu de ce am țipat? Păi eu știu de ce ai țipat tu. Habar n-am. Ia, știi ce? Tu ești psihologa. Ia întreabă-te tu pe tine de ce ai țipat. Auzi? Mi se pare mie sau tu ești cu nervii în pioneze și încerci să-mi ascunzi mie reacții de-astea necontrolate, a? Nu sunt cu niciun pioneză, cu niciun... Nu sunt nervos. Ok, 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 ok. O să încerc să scap de Barbara, că ea... Ea e cauza. Ea și nu neapărat ea. Știi care-i problema? Ea? Problema nu e Barbara. Problema e că dacă vine Van Damme, ăștia doi... VV cu VV o să-și facă cuib, la noi în cuib, ca cucii. Asta e dosarul tău și încă nu i-am pus diagnosticul final. Bă, dacă nu te calmezi așa cum sunt eu acum, dacă nu te... Măi, stai că fiu! Scuze, scuze! Am venit doar să las asta că l-am dat dispărut internațional pe Van Damme. Pa! Așa e, sunt și eu labilă. Bă, a început să mă obsedeze Barbara asta și acasă și la muncă și acum... Hai, mai bine să-i scoatem, că suntem penibil rău. Hasane, mai bine penibil la oraș decât șmecher la țară. Sau ți s-a făcut dor de bălegar? Nu, mă, dar măcar un pic să văd și eu ce citesc în ziarul ăsta. Dar lasă-l la de ziar, că nu scrie nimic în el. Ce crezi, că îți dă Varvara întâlnire la matrimoniale? Vrei să ne prindă, să descoperiți? Ia uite! Ia uitați ce tricouri mișto ce ne-am luat! Chiaretele, tu ești, mă? Da, dar cu Mârlan. Scuze, prietene, dar noi nu vedem nimic. De ce? Suntem în convalescență după accidentul de mai devreme. Hai că știu cum facem. Pam, pam! Hai, dreacu! Hai, văzut-mă, fraiere! Dacă nu aveam ochelarii să-i sensibilizăm, acum eram în stradă. Că sigur vreau să ne zică să plecăm. Să nu te prind că-i scoți. A, da? Ia și citește tu ziarul, hai. Da, citesc hai. Eu. Salut, Chiorete! Ce ai mă cu tine aici? Iartă-mi, nu știu că dorm.
Am venit și eu să vorbesc cu tine, că dacă acasă n-avem loc nici să vorbim, nici să nimic, da. Măcar aici să zic câteva chestii. Da, și aici crezi că avem mai mult timp să vorbim. Ce să zic? Măi, fă ceva, mă, te rog frumos, spune-i dumneavoastră, e clar, atât ai pus-o ajut, gata să se ducă. Nu, bă, mă, nu pot, nu pot, că și-a un suflet mic așa și îndrăgostit. Nu, ce stresant! Da, stați, mă, niște și neva, mă, vă jucați. Am venit doar să spun că am publicat fată. Da? Da, și anunțul meu când apare? Pui mine, ziceau. Auzi, are și Popunesc de dat un anunț. Te duci tu, că tot știi unde e redacția. Da? Mersi mult! Pa! Eu anunț și anunța mea, da. Stai, mă, Blâncă, nu e nimic important. Mă mai trimit din când în când să scap de ea, că nu mai pot. Auzi, i-am zis că ăsta s-ar putea să fie ajuns în România, dar se ascunde pe aici, pe undeva. Mai România! Dar ștept! Uite ce stresat sunt! Și că m-a urmărit, auzi? Ești gata? Nu știu, bă, Chiorete, că mă uit la ești când îi văd privirea de milogi. Nu vrei nicio privire, că o să aibă ochelarea de orb la ochi. Ai uitat? Hai, fii pregătit, fii pe fază. Ia că vine, dă-i. Prieteni, îmi pare rău, dar trebuie să vă mutați în altă parte, că aici nu mai aveți loc. Ne-ai chemat, Ferdi! Ce-am zis? Până acum trebuia să găsim noi un indiciu. Auzi, dar nu te duci tu mai bine acasă, că găsesc eu ceva. Corect! Dar atunci înseamnă că mai e în viață. Doamne, Teo, dacă aș putea afla... Fii atentă. Mă cheamă tu pe parapsihologul al tău. Un minut, mă, un minut. El e singura mea speranță și doar el mă mai poate ajuta. Hai că ai zis că poți. Da, mă, dar nu poți să-l chem pe așa, dacă e mor, știu și unde a murit, îi ridic o cruce. O, ce? Altfel, fac depresie. E, nu, că oricum aș da, oricum ajung acolo, na. A, bine, mă, bine, gata, încercăm. Dar să știi că eu nu garantez. Acum mă duc la biserică să mă interesez ce demersuri trebuie să fac. Te bază! Nu, că dacă mi-aduce cruce în casă, fac eu depresie. Bună! Bună, bună! Tu mi-ai adus-o pe cap? Tu să mă scap de ea. Păi și ce-i vrea? Să o las să facă pomană în living? Să-i dau motivele Mârlanu să ne dea afară pe toți? Mai bine vă iau eu pe voi doi în garsoniere, că măcar are și Păpuneți cu cine să stea de vorbă. Că așa, asta, îl scoate la pensie. Auzi, mă, și vrea să aducă și o cruce în casă. Aoleu, păi atunci îi spunem că nu-i mort. Da. Și așa scăpăm și de pomană și de cruce. Dar cum? Dar cum? Dar cum, cum? A, știu, știu, știu. Ia. Fii atentă. Dăm un anunț la ziar cu poză lui Vandame și cu adresă din țară. Mm-hmm. Să vadă că nu e acolo și să vină să facă casă de bocii la mine. Ha! Nu mai scot nici cu popa. Așa e. Atunci mai bine dăm un anunț că o familie care a fost salvată de la inundații îl caută. Și că ultima dată a fost văzut undeva pe la Sighetul Marmației. Și poate se duce după el să-l caute. Asta, da, da, e pe profilul lui Doamne, măcar mai scap o vreme de ea, Doamne. Auzi, Mărlane, m-am mai gândit cum să faci să-i scoți pe ăștia doi din casă. Cred că m-am gândit eu înaintea ta. Îl aduc pe Van Damme. Îl pun să-i scoată afară de casă și îl bag pe el în dormitor cu Varvara. Și așa rămâne un dormitor liber. Și ăștia o să-l oprească acelea pe Van Damme și în loc să rămâi cu trei pe cap, o să rămâi cu patru. Și ușor, ușor te transformi în hotel. Succes! Ce mă fac? Bă, deșteptule, de ce să te chinui tu să-i dai afară când poți să-i faci să plece singuri? Adică îi bați cu propriile lor arme. Adică? Ascultă-mă cu atenție. Ok, sunteți gata? Da, Hasan unde e? Dincolo, am renunțat la el. Că el nu crede în asta și oricum mai rău făcea. Dar nu mai bine îl lăsăm noi aici, că poate face vreo tâmpenie și sperie spiritul. Hasan, vino cu aici! Stai aici! Oh,
Varvara, ia uite ce surpriză să ne vizitezi pe Teo. Ce facem acum? Nu mai facem nimic, îi spunem tot adevăr. Ce adevăr? Că nu există niciun spirit. Totul a fost o invenție de-a noastră ca să te facem să pleci din vilă. Pe m-am săturat să stai pe capul meu ca la nefamilie. Și eu nici măcar nu cred în spirite. Pare foarte rău. Bine, mă, îmi iau ce bagajeam și plec. Bă, stai puțin, că nu, eu nu cred în spiritism, dar putem încerca măcar atâta să fac pentru tine, da? Hai, mă, fată, să încercăm și ceva să facem de-astea. Treci în pace! Stai, mă, stai, că am citit eu ceva despre Van Damme. Ești prea dur așa. Da, ce dacă i-a zis Barbie? Că nu cred? Păi, stai, dai, închizi ușa, du-te după ea. Ce drăguță. Așa e tot timpul. Măi, mărlănică, măi, dar noi nu avem cum să plătim întreținerea la Tita mai vira. O să plătiți dacă vreți să dormiți aici, domnișorică. O să plătiți, ziceți mersi că nu vă bag și taxe și impozite. Clar. Păi stai, șefule, că nici noi n-avem servici. Deci... Și ce te văicărești ca o toantă în piața Hasane? Ce te văicărești? O să găsim servici și o să plătim toate angaralele casei. Care, ca, am, să cât ar fi? Păi să... E apa, curentul, gazele... Gunoiul, canalizarea, liftul, femeia de servici de noapte, femeia de servici de... Da, care schimbă turele. Da, care schimbă becurile, că-s mai mulți, electricianul, pompagiul. Că nu știi pe puiul pompagiul, știu eu. Da, totul nu e mult. Duce acolo la 14-15 milioane. 18-20 chiar. Apă! Apă, lasă-o dracului de apă, tu nu-i auzi cât costă? Ce faci, fată? Mă duc la Sighet să-l caut pe Van Damme. Ce să cauți la Sighet? Ești de bună, dar poate anunțul ăla nici nu e real. Poate nici nu e vorba de el, că oamenii mai seamănă între ei. Și de ce să cheltuiești tu atâția bani pe drum când avem atâția facturi de plătit? Nu pot să stau liniștită știind că e pe undeva. Tranquilitate, că-l sun eu pe călău și cer niște bani să ne dea să plătim noi facturile. Hai că tu ești nebun, eu nu iau bani de la mafioți. Și ce vrei să facem altfel, că s-a cam înfundat treaba? Păi... Mergem cu Barbara. Haide, dacă pleci tu, te luăm și noi, mergem și tu și cu noi și acum. Hai. Ce zici, mă, acolo, măi, dăm la... Măi, la Sighet. Nu mergem nicăieri. Ce să cauți, mă, la Sighet? Stai aici, unde pleci? Noi mergem la Călău. Ce să cauți la Călău în Sighet? Stai aici că se întoarce el din Sighet, vorbește cu tine și ne dă nouă bani. Ce să facem noi cu bani? Du-te, fată, și muncește să avem pentru facturi. Gata, am rezolvat-o. Se joacă și în apărare, dar în special sistemele de joc merg pe ideea de atac. Ce faceți, mă? Unde plecați? Noi? A, nu noi. Varvara. Căci că a fost la o vrăjitoare și a spus aia că Van Damme e mort pe undeva. Și s-a dus să-i recupereze trupul ca să-l îngroape cum se cuvine, mă, cu popă. Că spiritul lui a fost aici azi noapte. Ne-a bântuit, abia am închis ochii. Aici sunt, dragula. Varvara! Făi, o să rămâi aici, lasă dracu, că nu pântuie nimeni pe casă, că Van Damme nu e aici în casă. Păi nu, că știu eu unde e, la Sighetul Marmației și de asta mă și duc după el. Da, hai, Hasane, să ne facem și noi bagajele. Ce? Unde vă duceți? Plecăm, că n-avem bani de întreținere. Păi și mă lăsați pe mine singur cu stafia în casă? Păi nu rămâi cu Chiorete, prietenul tău? Da, dracu, că-i pe la serție toată ziua. Și să stau eu, mă... Băi, vă rog eu, rămâneți, nu plecați. Hai că vă las să dormiți în dormitorul meu. Vă las să dormiți, să vă lăfăiți acolo. Nu mă lăsați singur, vă rog cu stafia, că știți că mie mi-e frică de... Mie. M-au lăsat sigur! Mă, nu înțeleg! De ce ăștia de la penitenciar nu-ți trimite teatele ca să poți să spargi Valentinul?
Trebuie să existe o explicație. N-au scapat în calculatorul ăla lor cum că aș fi avut eu relații cu Interpolii. Eu care la pușcărie vorba aia n-a stat decât să frec Gresia pe jos, a stat, a plecat la șmotru și dacă era vorba de săpun. În rest nu m-a băgat un Interpol în seamă, mă. Aveai discuțiile lor, pe mine nu m-a invitat niciodată stau de vorbă cu ei să mă invite la o cafea, la o vișinată. Ba, stai. Cred că știu, tu mi-ai făcut-o. Vrei să te muți în locul meu? Mă, te-ai țăcănit în completamente? Păi am nevoie să fac manevre dintr-astea ca să-ți iau ție locul în vilă. Păi eu pot să mă mut acolo când vreau, că-s polițai, bă. Coane? Păi? Păi și atunci eu cu care Interpol am avut treabă, că nu înțeleg. Nu lucrurile nu o să rămân așa. Până la președinte o să ajung, o să reclam, îi spun eu lui președintele cum discriminează ăștia minoritățile. Așa, să nu te lași, bravo! Așa. Auzi, dar tu ce minoritate ești? Minoritatea... grasă. Minoritatea de dragi din România, că toată lumea se ia de noi pe stradă și râde. Ne-ai văzut ce ia, te mai la grasul ăla. Băi, Mârlane, de ce ești căpos, mă? Mă, nu înțelegi că nu putem să-ți dăm aviz. La președinte nu pot intra ăștia cu cazier. Plus că ești bănuit și de relații cu interlopii. E vorba de siguranța statului, nu înțelegi? Beneficiez de prezumția de nevinovăție, da? Mai știm și noi că nu degeaba statele la facultate. Păi și eu ce să fac, mă, cu prezumția? Dacă mă bagă și pe mine la complicitate. Hai, mă, te rog eu frumos, du-te acasă și vezi zdale, mă. Da, crezi că-s prost? Mă, eu când vrei tu. Aici o să stau, mă, na? Nu plec. Nu plec. Nu plec până nu află președintele, mă, cum vă bate jos de minorități. Puneți un biet gras pe drumuri să șterne fizicul, să-l dea dracu. Nu plec până nu află președintele cum nu sunt tratate minoritățile în țara asta. Sau cum sunt, că nici eu nu știu ce mai spun. Stai că eu nu fac food. Eu pot doar să intru în psihic cu un parapsiholog. Mort! Ia mă atâng. Hai, scuze. Ne-ai chemat, Ferdi? Nu, îmi sună mie telefonul. Ok. Hai. Să stai cu Varvara, unde să te bag? Păi dai afară pe aia doi, pe Ema și pe Hasan. Că ei dați dracu ce răi e ăștia, dacă era după ei de mulți bărăi, dar cinea de-n casă și te duce iar. Are inima neagră, e plină de mătrăgună. E mai e dracu ca scârba aia de Matiescu. Și e momentul să scăpăm de șcârbele din casă, de șcârbele din viața noastră. Bă, când apare, le zici de la obrăz, va pierde în față. Ia faceți-vă, bă, bagajele și plecați, nu, cu obrăzii 10. Mă, nu pot, zile tu! Eu, bă, Ema, asta, ia veniți încoace o leacă, stai jos aceea. A, sigur că hai că avem ceva de vorbit. Aleu, ce e Ferdi? Vezi? Zile tu, zile tu, na, că tu ai sânge rege, că ești și polițai. Ce prieten prea iubit? Mâine să duceți să-și facă viza de flotant, așa că voi... Noi ce? Prietene de viață! Voi trebuie să-i țineți pomni, mă! Să-i țineți pomni? Da, că viza de flotant s-o ține foarte greu, să n-ai probleme. Normal că ținem pomni! Mă, nici tu, binefăcătorul nostru! Noi te iubim, ne-ai spus? Puzi! Ai văzut, fraiere, cum te-a făcut? Ai văzut? M-a făcut? Ce faceți, mă, unde plecați? Noi? A, nu noi! Varvara!
Căci că a fost la o vrăjitoare și i-a spus aia că Van Damme e mort pe undeva. Și s-a dus să-i recupereze trupul ca să-l îngroape cum se cuvine, mă, cu popă. Că spiritul lui a fost aici azi noapte. Ne-a bântuit, abia am închis ochii. Aici sunt, dragula. Varvare! Făi, o să rămâi aici, lasă dracu, că nu bântuie nimeni pe casă, că Van Damme nu e aici în casă. Păi nu, că știu eu unde e, la Sighetul Marmației și de asta mă și duc după el. Da, hai, Hasane, să ne facem și noi bagajele. Ce? Unde vă duceți? Plecăm, bă, plecăm, că n-avem bani de întreținere. Păi și mă lăsați pe mine singur cu stafia în casă? Păi nu rămâi cu Chiorete, prietenul tău? Bă, dar dracu, că-i pe la sețe toată ziua, ce să stau eu, bă? Băi, vă rog eu, rămâneți, nu plecați. Hai că vă las să dormiți în dormitorul meu. Vă las să dormiți, să vă lăfăiți acolo. Nu mă lăsați singur, vă rog cu stafia, că știți că mie mi-e frică de... Mie. Credeți că mă speriați pe mine cu spirite, cu dragi colaci? Păi eu de-astea, uite așa, uite așa! Te-am stat la pușcărie acolo, ce credeți că am făcut? Mi-am înfruntat fobiile și fricile. Acum nu mai am frică de nimic, mă, poate să vine și el cu coarne. Îi le rup și le bag în fund, mă! Ha! N-am făcut nimic, lumea ție ta, el cu coarne, cu. Așa-i că v-am păcălit și v-am speriat și pe voi, mă. Iartă-ne, Mârlane, dar noi am crezut că e adevărat, că uite-te și tu câte lucruri se întâmplă în casă. Ce se întâmplă? Ce mai cade? Unde? Ce? Bă, voi iar râdeți de mine? No. Mai ales ăla, ia uite. De răsplată sunteți pedepsiți, marci la izolare. La izolare? În pivniță! Dar nu merg, că eu am fobie de beci. Ce fotofobie, mă? Bași în pivniță, că vă joc în picioare! Da, mă, că-i bine așa, taci! Stai, mă, că eu am mai fost la beci și m-am mușcat șobolanii, nu mă duc acolo! Mișcă! Zimește că n-am ciocatele în picioare! Mă, nu înțeleg! De ce ăștia de la penitenciar nu-ți trimit teatele ca să poți să-ți faci bolentinul? Trebuie să există o explicație. N-au scapat în calculatorul ăla lor cum că aș fi avut eu relații cu Interpolii. Eu care la pușcărie vorba aia n-am stat decât să frec gresia pe jos, am stat, a plecat la șmotru și dacă era vorba de săpun. În rest nu m-a băgat un Interpol în seamă, mă. Aveai discuțiile lor, pe mine nu m-a invitat niciodată să stau de vorbă cu ei, să mă invite la o cafea, la o vișinată. A, stai. Cred că știu, tu mi-ai făcut-o. Vrei să te muți în locul meu? Mă, te-ai țăcănit în completamente? Păi am nevoie să fac manevre dintr-astea ca să-ți iau ție locul în vilă. Păi eu pot să mă mut acolo când vreau, că-s polițai, bă. Coale? Păi și atunci eu cu care Interpolii am avut treabă, că nu înțeleg. Lucrurile nu o să rămân așa. Până la președinte o să ajung, o să reclam, îi spun eu lui președintele cum discriminează ăștia minoritățile. Așa, să nu te lași, bravo! Așa. Auzi, mă, dar tu ce minoritate ești? Minoritatea... grasă. Minoritatea de grași din România, că toată lumea se ia din noi pe stradă și râde. Ne-ai văzut ce ia, te mai și la grasul ăla. Păi și dacă îi spui pe asta la președinte, crezi că-ți face mutația în București? Cu siguranță că și el e minoritar. Și nu, ca unul simplu, e dublu minoritar. Adică? Adică odată că-i președinte și președinte foarte puțin de ce minoritate și a doua oară că-i neamț. Și neamț e tot puțin că-i omorât rușii în timpul războiului. Ne. Bine, bine, dar la tine care e aia dublă? Și-a schimbat orientarea sexuală?
Nu mă întâmpitule, eu am dublat în cauza religiei. Păi tu ești religie majoritară, mărlane. Păi nimic, o să mă fac minoritar, da. Și nu orice minoritar, ci unic minoritar. Mă fac budist. Păi ai tu bani să te duci în China, mă, să te faci budist? Mă duc pe dracu în China, mă, ca și la Anglo, la Europa, lângă voluntari, e plin de chinezi. Păi vezi că eu cu curăzi pe la ăia facoalea, n-am văzut picior de popă chinezesc. Cred că nici nu există, că e țară comunistă, deci e atei, nu există popi. Mai bine te duce la partid, bă, să spună o ștampilă, ca să știe. Ai dreptate. Mai mă ține și 7 ani în Tibet ca pe fraierul ăla de pit. Ce vorbi? Până mă întorc eu să schimbă și președintele. Păi, da. Da. Gata, știu, mă fac evreu. Mă fac evreu că ești și bogat și deștept. Îmi puși 2 iepuri dintr-o lovitură. A ce ești eu 2? 1? Dar ce ești eu 1? Nu puși nimic, bă, că nici nu prea țintă. Bravo, bă! Așa să facem. Apropo, vezi că pe raza seții noastre este o sinagoagă. Te duci acolo, întreb de Itic. Spui că te-am trimis eu și o să te inițieze pe gratis. Hai, iubire, hai, mă, iubire, mă, hai, mă, te rog, uite, nu mai e aici, putem să mergem în dormitor la noi, hai, din dormitor. Nu, stai așa, lasă-mă, că nu pot să, nu pot să, hai, mă, acolo, poți să respir, nu pot să. Ce? Aer, ce ai, mă? Pot să respir, să ceagă. Ce ai, mă? Mă duc să iau o gură de aer. Iubire, ce ai, mă? Respir pe gură. Erați singuri în pivniță? Tu nimic, nimic? Ce zici tu, s-ar putea, dar ce zic eu, s-ar putea, sigur, ai disfuncție erectilă pe sistem nervos. Ce face? Ce face? Face să nu se mai ridice cocoșul. Lasă că mă pricep eu la ora tăni. Zi dacă e grav. Nu, dacă ai nevastă. Glumesc. Numai de glume nu mi-arde mie. Trebuie să-ți ardă, că râsul destresează și problemele tale sunt din cauza stresului. Da? Ai stres de pivniță, că te-a forțat tema să intri acolo. Lasă-mă cu forța tu. Tu zi-mi în cât timp îmi trece mie chestia asta. În câteva zile, în câteva luni sau în câteva marți. Glumesc, nu, ca să te destresezi. Destresează-mă cu pastile, nu cu glume proaste. Aia, bine că ești tu deștept. Și mai repede, că abia m-am întors la Emma și simt nevoia să sărbătorim, dacă mă înțelegi. Da, eu te înțeleg, dar trebuie să te înțeleagă și ea. Eu zic să-i zici, fii atent. Că ce? Că trebuie să ajung la veterinar să îmi verifice cocoșul dacă are tuse seacă sau nu, că m-am făcut de tot râsul și că mă duc acasă ca o femeie și Emma o să fie bărbat în locul meu. Tu zici ce pastile să iau, hai. Eu îți scriu o rețetă cu ce pastile să iei, dar fii atent că dacă te stresezi în continuare, le iei degeaba. Nu trebuie să te mai enervezi deloc. Că dacă ești nervos, vă nu se ridică cocoșul din coteț. De tu se seacă. Zice că e gripată de tot, dar mă rog, e. Cum zici tu? Desfundăm cumva. Haide! Unde umbli, mă, că am crezut că te-a călcat vreo mașină, mă, treci încoace, mă, treci! Stai un pic, stai că ți explic, că eu n-am umblat, am fost, eram la, prin parc, că m-am dus să mă limpezesc un pic, că... Iubire, știi ce stres se face de la pivnița asta? Deci te ia așa cu un vertij de la moalele stomacului și se duce până în fundul capului de... Ce fundul capului? Dă cu tine de toți pereți! Să nu-i spuneți că sunt aceea! Cui, mă, lui Michiduță s-a întors? Nu, lui Iti Popa de evrei! Dar de ce vrea să te exorcizeze? A? Nu, am vrut să mă botez. Ei nu știți ce mi s-a întâmplat acolo. Gata, mă, te-ai făcut evreu? De ce nu mi-ai spus, mă, nenorocitule, că dacă te duci la acolo trebuie să te circumcizeze? Circumcizeze? Mă rog, să stai... Stai! Păi, să-mi trag una dacă am știut... Și am fost de atâtea ori pe acolo, dar mie nu mi-a zis nimic, că... Păi, dar stau și mă întreb dacă își taie. Cum trebuie să mai mulțesc ăștia, mă? Nu își taie. Nu mă muțu. Păi ce vorbim noi și ce vorbești tu? Dar-mi parcă, mătăluță, umblai pe străzi. Acum vii și ne dai lecții cum să taie... Păi nu, că eram la... prin parc am fost casă. Da. E, în cazul ăsta, domniță, plătește alarma falsă. Că eu m-am prezentat la casă. Ce alarmă falsă, Chioretică? Eu te-am chemat ca pe un prieten. Ce? Tu n-ai venit?
Doamne, cum știi tu să întorci vorbele și în clipă în ochii, aproape că am comis ilegalități pentru tine. Bine, mă, bine. Știu, mă fac ateu. Mă fac ateu și fac o biserică pentru atei, că și ei minoritari. Păi aia n-are biserică, că de-aia e atei. Zău? Da. Păi atunci fac eu ceva, mă, fac o casă a poporului, dar mai mică. Da, ce casă, că și așa are atâtea camere, fac eu ceva. Păi ai finanțare pentru așa ceva? Acei dreptate, n-am finanțare. Da, apropo că vorbim de finanțare. Când aduceți madamă cașcavalul pentru întreținere? A, păi nu, păi n-avem că... Păi stai puțin, că nici tu nu ai viză. Adică încă nu ești titular. Păi dacă nu sunt tutilar, ce, nu poți să aduci banii? Ce, nu ești tu, mă? Tutilar! Tutilar! Tutankhamon! Adu banii, nu contează! Tuto! Și ți-i dă Chiorete în maxim 2 săptămâni. Mă, sigur sunt pentru el? Păi altfel am avea noi tubeu să-și cerem. E ziua lui Matescu și vrea să-i facă un cadou frumos, dar n-au intrat salariile încă. Cadou de 2500 de lei? Păi tu nu știi ce șef are ăsta? La cât de frustrat e, stare să-l degradeze dacă nu-i place cadou. Mersi, ești o bombană. Da. Nu mai dă mâna. Ce zici? Nu. Mulțumim mult de tot. Să-i în geantă. Da. Pa! Mi-a părut bine că te-am cunoscut. Că ne-am văzut. Păi ce credeai, mă? Că noi nu suntem capabili să producem? Ba da! Dar cum eu n-am servici, se pot întâmpla multe. O să mai uit o țeavă de gaze deschisă, să mai uită un aragaz aprins de curge apa pe peste tot. Se întâmplă chestii. Așa că trebuie să plătiți și o asigurare. Asigurare? Aha. Da, mă, că nu-i mult. Vreo 5 milioane. Am plecat. Mă duc să-mi iau viza de flotor. Ce să ții, mă? Viza de flotor. De flotilă. Mă, dacă nu cunoști termenii, ce te faci? Ia uite, stau în casă cu toți semii analfabeți. Blecule. Băi, Mârlane, de ce ești căpos, mă? Mă, nu înțelegi că nu putem să-ți dăm aviz. La președinte nu pot intra ăștia cu cazier. Plus că ești bănuit și de relații cu interlopii. E vorba de siguranța statului, nu înțelegi? Beneficiez de prezumția de nevinovăție, da? Mai știm și noi, că nu degeaba sta 3 ani la facultate. Păi și eu ce să fac, mă, cu prezumția? Dacă mă bagă și pe mine la complicitate. Hai, mă, te rog eu frumos, du-te acasă și vezi zdale tale. Da, crezi că-s prost? Mă, eu când vrei tu. Aici o să stau, mă, na, nu plec. Nu plec până nu află președintele, mă, cum vă bate joc de minorități. Puneți un biet gras pe drumuri să-și termine fizicul, să-l dea dracu. Nu plec până nu află președintele cum nu sunt tratate minoritățile în țara asta. Sau cum sunt, că nici eu nu știu ce mai spun. Intervenție 234, repet, intervenție 269, 69. Și lasă-mă numai chema intervenții, că mă duc eu și singur acasă. Dar vezi că mă întorc când nici cu gândul nu gândești. S-a blocat ușa Matiescului. Insistă. Dă... 638, s-a blocat ușa. E la Don Chestor, Mârlane! Uite, bă, că era deschis. Păi, ce faceți? Unde vă duceți? Păi, plecăm, Mârlane. Plecăm, că nu avem bani să plătim și asigurarea. Cum să plecați, mă, cât... Mă, prieten dragi, băi, aveți cu abați, trebuie să știți și voi că nu vă cer, mă, bani de asigurare. Aia a fost o glumă, așa, ca să mai glumesc eu cu voi. Nu, e de ajuns să plătiți mă întreținerea. Da? Ce toate bucuriile sunt soțite de o durere? Mă doare! Doare sufletul că vreți să plecați. Dar nu plecăm, mă, Mârlane, păi se poate. Nu, nu plecăm, mă. Mai bine plecați, mai mă doream.
calculator auto, 12 ore pe zi, salariu minim. Păi ce stai, nu te bagi? Da, dar tu nu gândești? Ne trebuie 25. Stai liniștită că faci tu șpagă acolo. Ajungi. Păi, Hasane, tu mă vezi pe mine stând cu mâinile în apă rece 12 ore pe zi să fac la bagăștii la mânuțele astea frumoase? Bine, mă, uite, atunci, zidar, termopanist, te faci muncitor necalificat. Necalificat? Adică fără școală? Păi avem noi față de așa ceva? Adică mi-am tocit coatele pe băncile facultăților 4 ani? Până la mine 6, că am făcut și arabă. Ia auzi, caută, dragă, ceva pentru deștea cu studii ca noi. Du-te mai încolo, că sunt multe pagini. Ce, dragă, ai găsit director de bancă? Ce, mă? Hello, căutat. Așa, și... Poate ne și nouă niște bani din treaba asta. Poate scăpăm de datoria la Teo. Nu, că nu. Băi, tontule, tu ai văzut, mă, de când e ziarul ăsta? Că-i vechi, de când era călău căutat. Hai, că am ratat și șansa. Auzi, dar totuși ai putea să-l sun și să... Nu, că el m-a ascuns în beci, numai. Nu, că mă ia. Hai, mă, Hasane, că banii n-au miros. N-auzi că mă ia, că e stresul ăla care mă ia de la moalele stomacului până în fundul capului și mă dă cu mine de toți pereții, că mă ia, uite, deja simt așa. Da, mai auzi placa asta. Dar mă ia cu vertij așa de la... Lasă-mă! Știu. Că dau eu cu tine acum de toți pereții. Că mă... Nu cu tine, cu tine! Nu tu, mă! Nu tu! Auzi, mă, Hasane, tu fumezi? Nu, mă, de la vertij. Mă ia așa, caută-mi de muncă ție. Gata, Mărlan? Trebuie să ieși, că ne vine oara asta, n-avem ce să facem. Protestează și tu în altă parte. Nu plec, băi, că nici bornuiesc de aici. Păi nu mai vrei, mă, să vorbești cu președintele? Păi vreau, dar nu plec până vorbesc cu el. Păi și crezi că vine el aici să te viziteze? Nu, mă, tu trebuie să te duci după el. Și trebuie să te duci la munte. Că el acolo face mișcare. La munte. Să duce la... Acolo îl găsești. Păi atunci am plecat, mă, de mine. Păi du-te și la tu ce? Pupă-l din partea mea. Mă știe bine. Gata? Da. Dar cum de l-ai convins să pleci așa de bunăvoie? I-am băgat un text frumos. Și l-am ușuit. Ne-am mâncat toată mâncarea, toată rația pe lună de la restați. Dacă bag pe unul acolo, mai am ce să-i dau să mănânce. Îi dau boabele de la rest. Păi ăștia ne dăm judecată și le plătim și zilele de părnaie. Auzi, el de ce tot protestează atâta? Poate să protesteze acolo în arest fără autorizație? El vrea să-și facă mutația, dar nu-i dă aviz de la penitenciar, ci care are legături cu interlopii. Păi și ce are una cu alta, frate? Și criminal de-ar fi, tot trebuie să aibă un domiciliu stabil, nu? Păi exact, că și-o... Matiescu. De la scârba de Matiescu mi se trage toate astea. A făcut înșenare ca să mi se suie asta în cap. Iubire, stai un pic, măi, nu vrei tu să mă premiezi altă dată, că acum parcă nu mă scaldă în apele mele așa. Păi tu ai nebunit? Cine știe când mai prindem dormitorul ăsta liber? E, cum să nu-l prindem, ne? Păi Mărlanu e plecat cu evenimente pe la poliție, e ok. Adică te-ai rugat de mine atât timp și acum când putem să... tu mă refuzi? Păi, nu strică, mai ne face bine că mai lungim așa așteptarea și răbdarea, știi? Adică ne face bine că ne crește pasiunea. Adică mie sigur îmi crește, îți crește. Ce să-ți mai crească, că nu mai are... Adică dacă... Că nu, că... Crești! Bine, mi-ai luat-o înainte, a crescut! Nici cu pastilele astea nu mă fac bine. Laxative pentru potență. Bună combinație. Cu ce să încep acum? Ia uite, că a început deja. Oh. Mamă, s-a potențat unde nu trebuie. Trebuie să te fac să înțelegi că nu are niciun motiv să te respingă. Și atunci o să te liniștești. Mm-hmm.
Crezi tu că n-are niciun motiv? Și n-are niciun motiv. Crezi că are zimiu? L-am forțat să facă sex în picniță și eu am crezut că liniștesc, dar se pare că l-am dereglat de tot. Aiurea, ăla de-abia și atât să sară pe tine. Ești frumoasă, ești... Crezi? Nu cred, sunt sigură. Da, mai lasă și tu un pic liber, că dacă îl suporti așa, o să credă că e în libertate. Fii atent, eu pe Poponeț, dacă îl țin la distanță, vine ca un cățeluș la mine imediat. Auzi, noi vorbim de Poponeț sau de mine? Scuze, dar exemplele se demontează cu contraexemple. Fii atent, hai să te autosugestionezi un pic, da? Repetă după mine. Okay. Hasan nu mă respinge. Hasan nu mă respinge. Hasan nu te respinge? Adică... Pe tine te așteaptă! Da. Hasan nu mă respinge. Hasan nu mă respinge. Hasan nu mă respinge. Unde-i Chiorete că îl zăpăcesc? Ardeleanul Focu m-a trimis pe munci după președinte. Să alerg după ăla pe acolo, pe creste. Că sărea dracuci, că s-au să culeagă, floare de colț, să priză capre negre. Uite așa dintr-o stâncă în alta, într-o stâncă în alta. Că am nebunit, nu mai pot. Bă, tu ai fost la munte în papuci? Acolo zăpezile mari. Păi mie, în sus mi-e frig, nu la picioare. Să-i zici că l-am cătat. Aha. A venit cu atacul de la munte. A venit, bă. Aveți grijă că ăsta vrea să se facă haiduc. Și voi răspundeți de el. Guadacul? Verdi, hai până la seție, o să-ți iei bolentinul. Că ți-am pus viza de flotan pe el. Să spală Guadacul, să-i zici să fie la seție, să-și ia buletinul. Băga la și măsa. Dacă să mai scoală? Să scoală, că e foame. Mamă, ce grăbită ești, că nu poți să mai stai un pic așa. Stai, ia uite, bă, unde era ceasul ăsta și când l-am căutat peste... Ia uite, asta și Cucu. Asta Cucu? Da. Bine, Hasane, bine! Mamă, dacă, hănică, mă... Mersi, Doamne, te vreau acum, gata! Eu nu! Și nici mai târziu! Mă, cred că nu mai vreau mult timp de aici înainte. Păi ce credeai, mă, că-ți faci ambiții cu mine? Adică eu o să trag de tine ca proasta și tu îmi dai cu tifla? Țeapă, Hasane! Că s-ar putea să nu te lasă să mă atingi până ajungi la andropauză! Da, mă, că... Asta Cucu, a? Păi, da... Stai, mă, că a luat-o înainte acum! Păi bine, mă, amețitule, mă. Mă, nu poți să te abții, mă, să nu faci pocinoage. Mă, la ce-i dat vrâși, mă, nu se pe pistola în râpă, mă. Încă-l caută salvamântul din trei județe, nu l-a găsit. Păi dacă nu mă lăsați, dau mâna cu președintele? Păi cum dai, mă, mâna cu președintele, că l-are pe șchiuri? N-ai pită, jenă, noroc că eu am înțelegător și te iertă. I-am zis că ești minoritar. A, deci ai zis că stateu, hă? Da, nu-ți, autist. Hai că, uite, ți-am făcut biroul populației. Mai are doar să semneze Matiescu și gata, mă, ești în regulă. Deci sunt autist. Ăsta ești. Ala, ca să știu ce le spun și la alți minoritari, că nu-i întâlnit cu ei. Dar puteai, mă, să spui de la început așa, dracul, mai are ca câteva zile pe munt să dau dracul musculatura. Lasă-mă că-ți face bine la fizic. Faci un fizic sculptural, îți face mersul ăla de gazelă. Ce așa, an de zile ai tărgănat, ai mers 2 metri stânga, 2 metri dreapta, până curticică pe acoalea. Și ca să te pun pe picioare bine, ia pastiluțele astea, bă, ca să te tonifici, să te faci Samson. A, e streloiz de ea, a? Nu, e ceva ca lume, e bio, e... e să mă fac puternic, puternic. Ca Superman, fiu super, super mărân! Super mărân, ia alea, nu? Cât iau? 6. 6. Ăsta 6 vine după 3, nu? Da, 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 ia că zic eu când vine 6. Cirvici ușor, adică tură ușoară, grațielo, și ție și lui șeful, vă pup! Hai, mersi! Mă, bine zis, tură de coșmar, dar nu credeți voi că să mă facă boulă, Patrice. Nu zici că e bună? Ia, ia!
încredere acolo. Ce face șeful cu asta, că deja se desprinde tencuiala? Și nici bani de reparații nu mai avem, mă, șeful. La o vișinată, la o... un gem, la o dulceață, dracu, mai mâncai pe acolo. Bă, că vrei să te urci? Proastă ești! Haide! Hai, terminat de citit, pot să le iau? Ce-ți faci tu cu ele? Nu cumva vrei să te mângâi de unul singur? Asta fac fără reviste. Le vând! Pe stradă face două pungi de aurolac. Eu în tabări le dădeam pe două săpunuri. Păi ce să fac eu cu săpunul în canal? Las, mai bine nu știi. La tine viața e simplă, bă, aurolac și canal. Canal și aurolac. E bine ar fi fost să am și o două din femeile astea pe două săpunuri. Păi nu le ai? Nu le am. De-aia m-am întristat iar. În mai multă acțiune aveam parte la Bulău decât aici. Nimeni nu mă vrea. Eu te vreau. Vezi că te găsește, dracu, te prezdezi, dar nu te vezi. Bă, de prieten. Mare scofală, sigur meu prieten, un aurolac. Și ce? Bă, de prim iar. Mai bine o sun pe Teo, dă telefonul. Dracu de orbete. Alo? Bună, Teo, vezi că viu la tine la un consul, că nu mai pot, mă doare capul de nebunesc. Cum adică nu se poate că ai pacienți? Păi tu bagi înainte, ești ocupată. Programează-mă atunci. Ce? La 8 seară? Păi și-o până atunci ce fac? Nu trântești tu mie telefon, mi-a închis, mă. Ăsta-i cu surul, bă, pariule. Tot timpul e ocupat. Lasă! Auzi, bă, ție ți-e frică noaptea pe străzi? Că te apăr eu, cunosc toți hoții. Nu, mă, mi-e frică, dar dau un beca până diseară. Mă doare de nebunesc. E de rău? Te doare capul? Că și pe mine mă doare capul. E de rău, bă, că ajungi la pârnaie. Hoții ăștia nu-ți dă nici măcar o pastilă de cap gratis. Ce-ți mai zic de un ajutor? Poate ție să-ți... Chiar, fii atent. Știu ce face. Te duci să-ți faci programare la Teo. Îți face dosar de pensie și avem și noi un venit stabil. Pensie? Păi eu nu sunt bătrân, uite. Păi nu te bătrânețe, dar handicap, idiotule. Și mă fac eu soțitorul tău și uite așa am dat și mie venit. O să am două venituri stabile. Adică ce vrei să zici, bă, că dacă îmi divorțează ochii sunt handicapat? Credeam că mi-ești prieten. Sunt prietenul scuipa că te găsești. Îți explic eu mai târziu cum tu te duci și îți faci programare. Așa. Și după aia vedem noi cum iese. Cum tare! Cel puțin, mă, colega, ți-ai ucis toți admiratorii și acum nu știi pe unde să-i îngropi?
Haide-mă, scuză-mă, mă, scuză-mă, știu că uneori fac glume proaste și desărate, dar acum n-am vrut să te fac să plângi, îmi pare rău, scuze. N-are legătură, mă, cu tine. Tocmai am fost jignită rău și nu de o glumă. Dar de cine? De un petent? Un petent nesimțit care a venit și s-a luat de fizicul tău, sunt sigur. Dacă eram eu acolo, tu și îi ziceam vreo două și îmi dădea așa fără disecție. Dar nu era petent, era un bărbat la care avea mari speranțe. Altul decât Gogoașa? Da. Dar nu trebuie să o iei ca pe o jignire, să știi. Că sunt unii care nu apreciază femeile astea mai plin, mai... Adică nu apreciază ce e frumos. Dar nu că m-a refuzat, m-a jignit. Că a zis că el nu este indian, să... Unde-i jignirea? Să știi că sunt foarte multe persoane care iubesc filmele indiene. Te auzi de Narghita? Ui, Chichidana, ui, Chichidana, nu, da, aia e! Upadana. Ui, Chichidana, și aia dansa mult, așa... Nu mai dai seama atât, înțelege! Uite, Chiorete are față de indian! Seamănă cu... Dacă te găsește, drag! Dai, bă, că zicea că semeni cu Salma Khan, bă, ăsta e cel mai mare actor al lor! Tatuare pe în cap, da? Ce-și lua scalpul ăsta, uite așa! Știi ce mai mi-a zis Dibola? Că el nu e indian să venereze vaci! Să auzi chiar că sunt idiot aici, adică nu înțeleg legătura. În India, vaca este un animal sfânt, înțelegi? Cum e de la noi, Sfânta Parascheva. Ce nu înțelegi? Da, unii le venerează acolo, da. Și alții le mănâncă aici. Nu Parascheva, normal. Dar mă enervez, de avea dreptate, Chiorete, că zicea că tu nu pricep nimic. Înțelege-mă odată că ăla m-a făcut pe mine în față. Ce? Mamă, ce bău sunt! Da! Următorul, vă rog! Eu! A, ce cauți, mă, aici? Am venit să iau pensie. Pensie? Ce ești tu de pensie? Am turit de cap, vrei să te arăt? Lasă teatru ieftin! Ieși! Aoleu, bine! Ieși! Următorul! Următorul! Eu! Nu, tu ești nebun! Datic! Tu-i chef de joacă sau cum ți-am zis să ieși ca în pacienți, da? Următor! Unde sunt toți pacienți? Le-am spus că am fost trimis de primărie ca să aduc toți aurulați aici. Aici? Ca să se constate care e sănătos mental și care nu, pentru asistență socială. Și? Și au fugit de spaimă când au auzit că o să vină 100 de puturoși să stea cu ei la rând. Bine, bine, îți fac consult, dar trebuie să-mi aduci toți pacienții înapoi. Toți? Cum? Păi nu știu, să te bețe ăla care te-a învățat să-i gonești, da? Hai, dă-i drum acasă, că am treabă, hai! Hai, că-i pierzi, să duc acasă și nu-i mai găsești, hai! Unde mi-e telefonul? Alo? Popo, vină până la cabinet, e urgență. Da, mi-a gonit unul pacienții și sunt liber. Poftim? Mi-ești deprimat din cauza grațielei? Păi vină un coace să te învăț să o vindeci. Să consult prin telefon, a? Bine, mă, bine, dar după ce termin vii, da? Păi hai, mă, Grațiela, mă, nu mai mă, ai las, că unul poate n-a fost lipsă de respect. Poate el te venerează. Da, te venerează ca pe o sfântă. Ca pe un sfânt. Auzi, mă, să te venereze pe tine așa ca un sfânt. Să fii tu sfântul bou. Mă, nu că mi se pare, dar eu sunt aproape sigur, dacă nu chiar 100% sigur, că tu ești departe de a fi vreo... Vreo grasă! De unde? Ești puțin plin, nu știu, cu niște forme extraordinare. Exact! Dacă Rubens ar fi trăit acum, ți-ar fi făcut, cum să zic, portretul, ai fost un pictomodel. Pe camărugură, adică... Cum sunt fetele astea acum, mă? Fotomodel, decât că atunci nu erau aparate foto, da. Te punea pe perete. Adică mi-ar fi făcut poza aici, pe perete. Da, alea scumpe erau. Auzi, dar nu e așa că plinuțele sunt mai drăgălașe decât slăbuni? Schiloadele! Plinuțele emană sănătate!
Și un om sănătos mănâncă cu poftă. Tu n-ai poftă de mâncare? O, ce acum avem? Mamă, și uite ce sănătos. Asta-i, mă, sănătate. Ăla slab, ăla slab, ăla bolnavul e slab. E slab. Și tot timpul la regim, așa. De ce să o scârbă după ea numai apă cu lămâie și ceai? Mănâncă pomelul. Am mai dat lămâsa de schiloadă. Sau de schiloadă, după caz. Da. Mie să știi că nici dacă mai pica cu ceară, nu mai cupla, mai cupla cu una schiloadă dintr-asta. Mă, mie, nenică, mie îmi place femeia sănătoasă, așa, cu niște forme dintr-astea, ușor plinuță. Măi, cum era șofica mea, mă? Măi, eram în limbă după ea, așa, măi, era fotomodel. 180, 180, 180. Da. Așa are biblioteca mea. Păi, da. Exact ce zice, da. Și să știi că și Teo a mea nu e mescă. Păi nu e că am văzut-o, Edi. E bine, chiar a început un pic să se îngrașă frumos. No. Ce face? Mă face Alo? Grață? Stai că, stai! Alo? Am pierdut semnalul. Mă duc după semnul. Alo? Alo? Auzi, chiară-te, dacă tot îți plac gazda mai plină-ți așa, nu vrei să fii iubita ta? Am zis plinuțe, nu pline de tot. Salut! Da? Ce ți-a zis? Să-i aduc pacienții înapoi. Dar cum fac? Păi te duci pe străzi, vezi unde s-au dus și îi aduci înapoi. Ce, nu-i mai recunoști? Nu, erau spălați, iar eu nu țin minte fetele spălate, ca chinezi. Atunci mă vorbesc eu cu Teo. De ce? Eu mă cunosc cu ea mai de mult, sunt pacient vechi. Stai jos, așa, că mă duc eu. Am împăcat-o pe Grațiela. Bravo. Și-am venit să te felicit pe tine, psihologa mea favorită. Grat. Psihologa ta, grat. Da-ia, mă, tot ocolești. Vrei să-mi spui așa, voalat? Cam la proporții, nu? Haide, mă, Teo, mă, termină, mă. Era și ea deprimată și... Mamă, ce putea aici la tine în birou? Zici că a murit un șobolan. Nu schimba subiectul, dar mai bine spune-mi în față că fugi de mine, că nu mai sunt atrăgătoare. Haide, mă, Teo, mă, pe bune. Miroase îngrozit. S-a fudat viciul cumva? E, mai e rău. Aveai tu un aurul ăla, paliu. Paliu? E diliu? A venit ca să ia pensie de handicapat. Ăla cam trebuie, da. Nu, no, asta e problema. Problema e cine l-a trimis. Când nu-l ducea pe el cap. Mărlanu. L-a trimis ca să mă spioneze, să vadă când sunt singură, ca să acționeze el. Da, e să tot fâțeie asta pe aici. Ca să te prindă în ofta și să te convingă să-i dai și lui certificatul ăsta de handicapat ca să iasă la pensie. Cine a fost? A fost un pacient care s-a speriat și a fugit. Cine să fie? Păi de ce să se speriem aici la tine? Că nu e cabinet stomatologic. O fi crezut că e vreun aurolac. Stai și tu cu fața la ușă. Cum adică să stau cu... De ce s-o... Aurolac în față de aurolac? Nu, mă, dar pacienții știu că vin aurolaci aici la consulta. Nu că ai semănat cu vreunul, nu, Doamne, ferește, nu. Nu. Măi, eu sunt polițist. Da, iară mă respingi, că sunt gras. Aștepți pe cineva? Nu, tu? Nici eu. Sper să nu fie cine ar putea fi. Ele! Spune că nu sunt acasă! De ce, mă? Ce ai mai făcut? Bună seara, Emma! Bună! Mărlanu e acasă? Mi-a spus să spun că nu e. Ha! Deci a plecat? Nu, n-a plecat. Deci e acasă? Nu tocmai. Parcă suntem în Caragiale și nici nu e căldură mare. Păi, el e acasă, dar mi-a spus să spun că nu e. Tu spuneai că am venit eu. A, tu cine? Ai, mă, te-ai tâmpit de tot! Mă limitam pe Caragiale. Atunci e acasă.
Poate? Brane! Brane! A plecat? E jos! Da, dar poate urca oricând. Păi tu te-ai tâmpit? Deschide ușa că vreau să plec. Nu, că dacă urcă, mă mirilește. Mârlane, coboară-mă să vorbim ceva. A blocat ușa! Stai, cafla de lapte, ușa, veni să mă împuște. Să împuște? Ceapla, mă! Că eu cu... L-am trimis pe Paliu, pe capul lui Teo, și ăla i-a speriat toți clienții și a stricat afacerea, i-a făcut pagubă. Păi are dreptate, mă, că i-a afectat bugetul familiei. Dar lasă că vorbesc eu cu el, hai. Mârlane, cobori sau nu? Altfel plec, mă! Păi, mă! Stai, lasă-l, nu zice nimic, lasă-l să plece. Nu e nimeni acasă? Unde e, mă? Nu e aici, e sus în dormitorul lui Mârlanu. Auzi, zi-i tu lui Mârlanu, că nu mai am timp să stau, că sunt grăbit. Bă, dacă vrea să-i facă dosar lui Paliu de handicapat, este total ilegal chestia asta. Așa să-i spun. Și dacă se întâmplă și-l prinde, ajunge la Mititica și știe cum e. Hai, Nor! Hai, Nor! Jur că nu mă mai ating niciodată de o femeie! Mamă, mamă, nu m-a supat, puteai să o arunci, bă, tâmpitule, bă! Nu o văd! Nici eu nu văd! Uită-te, mă, în altă parte, mă, că nu stau acu să mă acopăr! Unde o fi, mă? Unde o fi? Mărlane-mi vine să te... Ia uite, bă, ce m-am șifonat! Tu știi cât de greu se calcă materialul ăsta? Păi știu, dar mă băgam eu dacă era mai subțel. Dar n-am nici fustă. Mai uită-te odată. De ce ai fugit, mă, de Poponeț? Ăla te atenționa să nu faci vreo prostie. Fiindcă s-a dus Paliu să ceară o programare la Teo și a speriat pacienții. El mi-a zis că vrei să-i faci dosar de handicap lui Paliu. Eu? Tu? Arbitru a făcut de mincinos, a zis eu așa, eu am fost bine intenționat, că mă știți, mă, că sunt milos. Tot timpul, dar el nemernicul s-a usat coală și a făcut scandal să-i spere pacienții lui aia. Păi și atunci de ce nu-i spui lui Teo că nu l-ai trimis tu? Ai, nu pot, că știi vorba proverbului, cine se scuză, se acuză. Ce, eu mă duc la Teo să mă... Adică... O apreciez ca medic și mă trec din când în când pe la aia să-i fac o vizită. Da, am înțeles și te-ai baricadat în cabinet cu ea cum ai făcut cu Emma în dormitor, nu? Pe tine te sperie haina de polițist. Da, 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 mă sperie haina. Stai, că mă sperie de haina de polițist. Că uite așa s-a întâmplat și acum de m-am blocat cu Emma în dormitor. Da, să știi că nu s-a întâmplat nimic cât am stat închis în dormitor cu Teo. Ce? Cu ăsta, cu Emma, cu soț, cu... Stai, mă, rog, te uite așa la mine, că îți impotent de 6 ani! Poți să te mai am de orice femeie! Ce te strâm, dragă? Ce te uiți? Ce ai văzut? Da, sunt cifonată că m-am târât! M-am târât să caut cheia pe supat! Ce credeai? E, uite că nu mai cred nimic! Ei, în cazul ăsta e bine că ești necredincios! E șifonată și pe interior? Vrei să arăt? Auzi, Mârlanu are o sensibilitate la tine? Ți-a zis el asta? Nu l-a zis, dar felul în care s-a comportat a fost clar. A fugit pur și simplu de mine. Poate are fobie la autoritate. O să trebuiască să-i mărești orele de tratament. Dar tu devii paranoic? Eu? S-a baricadat în dormitor. O să raportez la centru că are nevoie de mai multă terapie. Câinele moare de drum lung și polițistul de grija infractorului. Bravo, mă!
Ce vrei să facem, mă, dacă l-avem pe inventar? Trebuie să avem grijă de el, nu înțelegi? Pe inventarul cui? La secție. Auzi, mă, Popo, ce vreau mă să spună Chiorete când a zis că e mai bine să fiu mai plinuță? Mă compară cu sofisticata aia de sofica, cu fițoasa aia, ciusca aia... Nu știu, mă, dar uite, întrebai de lup. Și indianul e la ușă. Iar ai glume de alea ieftine, mă. Și te mai dai și indian. Nu, dragă. Ăla de dincolo. Ăla de dincolo. Ai lăsat ușa deschisă. Asta e indian real. Nu, e hologramă. Dar mi-a dat niște documente să le însemneze șeful. Mă duc până la el. Lasă că mă puteam. Ce tu? Că și așa mi-am să-i duc ceva. Și unde te duci? Că șeful e încolo. Mă duc să verific dacă e indian de la din India, căruia îi plac răsuțele și nu pele de aia roșie din America. Mănâncă și e trecut și regisul. Ce, mă, e chiar un indian acolo? Da, idiot, am camarad. Vrei să-l pune să ne facă un pui de la cuchiuri? Vai, vai, ce emoționant să fiți dumneavoastră la noi în secție. Dar știți, îmi pare rău că o să ne vedem doar de două ori și mi-aș fi dorit să ne vedem mai mult pentru că mie îmi plac bărbații din India, așa ca dumneavoastră. Vă foarte mulțumesc. De două ori? Da, fiindcă spre marea mea părere de rău nu sunt gata astăzi. Dar, ca să nu vă mai deranjați dumneavoastră la secție, am să vi le aduc eu personal. Nu, 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 sunteți prea amabil. Lăsați că revin eu. A, da? Da. Hai, pa. Pa. Bine. Trebuie să vii la Teo. Ai mare nevoie de ea? Da? Da? Da, am mare nevoie, dar știi cum? Mare, mare. E foarte bine că recunoști. Asta e foarte bine. Am nevoie să mă lăsați în pace, bă, că m-am săturat. Ce, chiar a băgat-o pariu în faliment așa rău de nu mai are niciun client? Te-a trimis pe tine să racolezi tot felul de fraie? Dar nu o luăm așa! Înțelege că tu ești o problemă a poliției! Acum va apuca și grijă de mine, ce să spui? Lasă, nu mai fiu problema nimănui, sunt problema mea. Deci dacă nu vrei să știi că suntem nevoiți să raportăm la centru? Tu te raportează unde vrei, bă, chelule. Chelule? Am grubit. A, l-ai refuzat. Păi-ți vrea binele. Îl vrea mult prea insistent. În loc de răzbunare îmi face invitații amoroase la nevastă sa. Ei, hai că acum te dai mare, că doar nu vrea amenaj la troa. Te invită la Teo psihologul, nu la Teo femeia. Atunci înseamnă că vrea să mă testeze, să vadă dacă s-a obsedat. Ca să mă șantajeze după aia să mă facă ciocofon. Cum îi făcea pe alții în pușcărie, că acolo am văzut cum se racolează informatorii. Nu eu, mă, eu! Fii atent aici, eu cred că te testează ca să te facă să mărturisești mici tâmpenii pe care bănuiește că le faci. Mă doare la basc, oricum n-are ce să-mi fac. Cel mult îmi dă arest la domiciliu. Mare brâză. Arest la domiciliu, adică stă tot timpul acasă. Draga Grațiela, să știi că nu am cum să te scap de sancțiune. Ceea ce ai făcut tu este impardonabil. L-ai dus cu preșul pe bietul om în loc să-i dai actele cerute. Dar e indian, șeful. Doar nu să crezi că te-am luat în serios când ai spus că apreciez că sunt plinuță. Dar un indian poate să aprecieze asta. Și pe lângă o vacă, eu sunt chiar silfidă. Nu ai dreptul să-ți bagi joc de un om pentru ceea ce ți s-a întâmplat ție. Dar nu mă joc, șeful, de nimeni. Ba, dimpotrivă, îmi face o mare plăcere să-l revăd. Gata, gata. Șantajul tău se termină aici și acum. Te rog frumos, te duci și predai actele omului dacă vrei să scapi doar cu sancțiunea asta. S-a înțeles? Hai, mă, mărlane, mă. Doar nu mă crezi așa, hain. Mai închid și ochii dacă faci una mică. Cu condiția să fii și tu de față? E, acum mă ieși la mișto. Nu-i treaba mea când mai faci tu o contrabandă mică cu parfumul, cu mai știu eu ce. A, păi dacă e așa,
Așa rămâne. Bem o țuică? Păi, cum să nu bem? Vai, scoate țuica. Păi ce mă, eu am venit la tine acasă cu țuica? Am crezut că ai tu. Bă, pârliță, bugetar, tot eu să... Bine, mă, fac eu cinste, dar o plătești tu. Ia, uși. Ia, de ce asta? Prună curată, făcută de nafine și nuci. Ia să gustăm prună asta. Și norocul meu, da. Vreau și eu odată să fac o surpriză și... Pa, dacă poți. Cum întâmpla, mă, ăsta? Unde o fi, că la secție nu e? Am antenare, ca știi dacă are avea. Ah, s-o fi dus la vilă, că altundeva chiar n-are unde e. Alo, Emma? Auzi ăsta al meu e pe la pe acolo? Bea cu mârlanu? Mersi, fată, da, mersi, mersi. Aola. La băutură bărbații ăștia se laudă. Și ăsta mai e și gură spartă. Dacă se scapă la păpuneț, că eu și el... Mă duc acolo, că ăștia să se știe între ei. Și păpuneț mai e și purtător de pistol. Unde? Unde? Hai, stinge-te-o, ah, ce mă, e, mi-a făcut și... Unde? Dar ce cauți? Ah. Da, șef, m-am prezentat. Măi, grație la, eu te-am chemat la mine ca să... Să-mi dați sancțiunea, da. A, nu, mă, că nu o meriți. Tu știi cine era indianul care a venit la noi? Cine? Era atașatul ambasadei Indiei la București și a fost încântată modul de primire la secției noastre, de tine în mod special. A zis că atât de frumos l-ai primit, că ar vrea să te cunoască personal. Ah, ce romantic! Dar păcat că sunt luată. Prin grație lor, voia să te vadă împreună cu toată familia lui. Ne. Are 9 copii. 9 copii? Păi ce șeful ăsta venerează epuroaicele? Și iar faci botic? Na, pentru că eu sunt făcut să nu e puroaică. Nu, bă, de ce? Am înțeles. Închizi și ochii, da, te rog să o faci mai cu fereală, da? Și să știm numai noi doi că vorba aia, ai tu nevoile tale. Puteți să spui că sunt grasă și nu mă mai vrei, nu să mă pasez la alții. Te pasează? Da, te... la mine, normal. Las că mă ocup eu, că ăsta nu este... Oricum le-am înțeles, mi-a zis că pot să am eu grijă de tine. Înapoi, că te adorm pe veci! Stai! Fui, bă, ca nebunit! Tu am mai făcut-o cu capul dacă l-a omorât pe ăsta. Da. Nu i-am făcut mai nimic, ăsta e vorba cu Popăneș și ăsta i-a zis că poți, că eu pot... Tăceți, nu mai aberați! A fost o greșeală, eu nici nu știu să umblu cu ăsta. Ia, nu mai bine dai el încet încoace ca să... Dai, ia-l! Papușcat criminal! O să fac copii cu degetul! Acum măcar nu o să se mai da la femei o perioadă lungă de timp. Unde te-am pușcat? Dă să văd. Aici, pupă să treacă! Stai liniștit, mă știi că eu sunt corect cu soțile prietenul. Bă, sunt impotent de 6 ani. Într-o apă, ce femeie vrei tu? Să mă șantajeze după aia, devin ciocofon, ca alții. Că așa racolează ciocănitul. O scosese spor. O scosese chiar a dat-o pământ. Informatori. Tu. Are norocit.
Da, o să fac poze. Măcar acum... Nu pot să fac poze cu degetul. Așa să fiți.